Un bărbat de 70 de ani a tras o sperietură soră cu moartea sâmbătă după masă în timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus, proprietate personală, pe drumul european E81. A avut o explozie la roata din partea stângă față, în urma căreia a ajuns în afara părții carosabile. La fața locului au intervenit o ambulanță și un echipaj MURD pentru a-i acorda îngrijirile medicale șoferului, care se afla singur în autoturism. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Bărbatului s-au acordat îngrijirile medicale la locul accidentului, acesta refuzând să fie transportat la Opus Zalău. Cum s-a întâmplat accidentul? Veneam din Ciumăr, de la Ciumăr spre Zalău, la curba care se vede acum respectivă, am avut o explozie pe partea stângă, față. Am făcut un balans și în secunda următoare m-am trezit în partea dreapta șanțului. Ați băut? Nu, nu. Am avut aparatul, am suflat, nu s-a văzut nimic.